Ieri, premierul Florin Câțu a avut o întrevedere cu primarii liberali buzoieni din județ, întâlnire intermediată de cei doi parlamentari PNL de Buzău. Acest fapt a atras critici din partea liderilor PSD, care consideră că gestul șefilor PNL este unul discriminatoriu. Vreau să trag din nou un semnal de alarmă. Este a doua oară când liderii PSD, liderii PNL Buzău, prioritizează nevoile cetățenilor din comunele conduse de primarii PNL în detrimentul celor cu primari PSD. Am văzut la dumneavoastră în presă, din nou liderii au dus doar primarii PNL la Guvernul României, la o întâlnire cu Florin Câțu. Eu cred că nu este normal, nu este corect, pentru că și noi, când am fost la guvernare, din nou vă spun, am adus proiecte, am adoptat proiecte locale pentru toți primarii, indiferent de culoarea politică. Socialdemocrații buzoieni fac un apel la liberali ca la astfel de întrevederi importante să țină cont și de comunitățile care nu au în frunte primar PNL. Se pare, dacă nu vorbesc cu domnul Romașcanu, să vorbesc cu domnul Câțu, să primească și primare PSD în guvern. Da, cred că îi trebuie o sală mai mare acolo, fiind 67 de primari. Ei au fost vreo 15 ieri, dintre care 9 primari. Și este a doua oară, din nou repet, nu poți să te duci doar cu primarii PNL. Ați văzut la ședința Adi Petre, o să vă spună, când s-a împărțit bugetul, banii au fost împărțiți exact la toate comunitățile, toate OAT-urile județului Buzău, indiferent că a fost PNL, USR, PMP sau PSD. Deci este un semnal de alarmă și sper eu să nu se mai întâmple acest lucru, pentru că nu poți să te duci doar cu primare PNL și cu proiectele lor să avantajezi comunitățile de acolo în detrimentul celor din PSD.